Presa locală anunța în urmă cu câteva zile o posibilă schimbare din funcția prefectului județului Giurgiu, Nina Carmen Crișu, urmând să ocupe un post guvernamental. Zvonul nu a fost infirmat de liderul social-democrat de la Giurgiu, Nicolae Bădălău, care a recunoscut că s-au purtat discuții pe această temă. A fost o discuție ca actualul prefect să fie promovat ca secretar de stat. E o certitudine că organizația PSD Giurgiu are un post de secretar de stat la Ministerul Apărării și sunt discuții să promovăm și giurgiuveni în o așa funcție înaltă și ne gândim, discuții pur și simplu, ca doamna Crișu să meargă acolo. În ceea ce privește numele celui sau celei care va ocupa funcția de prefect al județului, Nicolae Bădălău nu a oferit un răspuns clar, dar este sigur că funcția va reveni unui profesionist. Sunt convins că va fi o persoană care va face cinste funcție. Deocamdată nu se știe când se vor produce aceste schimbări la nivelul prefecturii. Cert este că PSD-ului de la Giurgiu îi revine un post de secretar de stat care trebuie ocupat, așadar de către un giurgiuvean.